Priviți cât de tare arată locul ăsta. Aici pare a fi o bucată dintr-un zid foarte vechi. Probabil care înconjura o cetate care se află prin zonă. Și mie mi se pare că locul ăsta arată absolut pitoresc. Foarte bine arată zona asta în care mă aflu eu acum, cu aceste lacuri, foarte multe plante, pomi, flori, ceva fântâni. Îmi place. Hello. Hello, what is up? You are good? What are you doing here? Oh. Fish? Se pare că băieții și-a pescuiesc aici, în aceste lacuri, că mie îmi pare a fi niște lacuri. Acum nu știu dacă se unesc între ele, pentru că sunt mai multe, sunt despărțite de stradă și nu am văzut să existe oarecum un pod acolo și pare să fie dintr-o bucată, adică să oprească cursul apei, dar acum poate mă înșel. Cred că li s-au încurcat unealta de pescuit. Uitați-vă ce fain arată domnul ăsta. What's your name? Pită Celan. Pită Celan? My name is Clau. 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 Clau, Clau. Very good, very good. Your name? Lau Hau. How? Lau Hau. Lau Hau. Lau Hau. Why? Why? Why, why, why? Ah, why? Lau Hau. Lau Hau, what's that? Hello. What is your name? Your name? Pop. Pa? Pop. P-O-P. Ah, P-O-P. Pop. Okay. Where you come from? Romania. România, Romania. România. Yes. Huh? Did you know about Romania? No? Why is it? I'm in Chiang Mai. You come to Chiang Mai? Yes, I know. I'm in Chiang Mai. Yeah. You live here? Right, what you YouTube? Yes. Name YouTube. Supreme Travel. Not supreme, supreme. Supreme. Yes. Ah, dar eu nu știu ce pește prin băieții ăștia cu plasa asta atât de mare. Uitați-vă ce ochi mare are. Păi în plasa asta trebuie să intre niște pești foarte mari să nu scape. Și nu cred eu că sunt. De fapt, s-ar putea să fie pește atât de mare aici. Did you find him? Ha? Supreme. Wow, you have Thailandese keyboard. Oh, ok. Se pare că aici unde sunt băieții care vor să pescuiască la plasă, se află și atracția noastră, Chiang Mai Gate. Cel mai probabil acest zid se unea cu zidul pe care l-am văzut noi puțin mai devreme, care se află ceva mai în față. Și probabil pe aici era într-adevăr poarta pe care puteai să intri în orașul Chiang Mai, orașul vechi. Da, practic atracția care poate fi văzută aici este strict aceste ziduri, această poartă. Se pare că a mai rămas doar o mică bucată din ea, din păcate.
Se pare că poarta a fost reconstruită în preajma anului 1800. A, și a fost complet reconstruită între anii 1966 și 1969. Merg, mai văd un templu. Merg, mai dau de un templu. Ce să fac, n-am ce să fac. Și vreau să mă joc iarăși. Așa că mă voi juca, pentru că asta simt să fac. Asta sună urât. Nu mă mai joc, că sună urât. Gata, am plecat. Nu sună bine. Aici se pare că avem și o moară de apă. Probabil este un exponat. Oare se învârte? Ce credeți, e funcțională? Chiar tare asta. Nu știu de ce, dar se pare că în momentele astea am intrat în mintea unui copil foarte, foarte mic. Eu sunt un copil, dar sunt un copil puțin mai mare. Haideți să vă arăt primul templu așa la exterior. Wow. Trebuie să fie foarte vechi la cum arată. Ia să vedem dacă găsim pe aici vreodată de construcție. A pus acest templu în această locație regele Mecut Suthivong. Mecut Suthivong. Da, foarte vechi. Nu știu exact ce se află aici. Haideți să mergem și noi. Arată foarte tare tunelul ăsta. Împodobit cu toate lucrurile astea. Și aici avem și un lac care se plin de pești. Haideți că avem și noi ocazia să-i vedem. Doar că este un pic cam tulbure apa și nu se văd deloc. Dar este acea specie de pești cu capul turtit și cu mustăți. Exact cum a prins domnul de astăzi. Dacă secvența asta va fi în vlogul de astăzi. Dacă secvența cu acel domn va fi în vlogul de astăzi. Doar că aceștia sunt foarte mari. Cred că ajung undeva și pe la un metru. Păcat că nu se văd foarte bine din cauza apei foarte tulbure. Și se pare că se numesc Pingeos. Eu cred că la asta se referă, la specia lor, nu? Altfel ar fi trebuit să scrie fiș acolo, nu? Da, sper să nu greșesc iarăși. Dar nu e absolut nicio problemă dacă greșesc. Exact cum scrie aici, vedeți? Nu hrăniți păsările. Se referă strict la păsări. Se pare că e destul de mare locul ăsta. Și aici am ajuns la final, unde pare să fie aceste case doar din cărămidă.
și foarte mare aglomerație aici, din câte vedeți, foarte multe plante, foarte multe flori. Ah. Wow! Oare se poate merge pe podul ăsta din că se mișcă rău de tot? Aici par a fi nu fers sau nu știu, mi-a lăsat doamna un comentariu cum se numesc plantele astea, dar deja am uitat. Eu cred că pot să merg pe podul ăsta. De fapt, se pare că poți să hrănești pești, dar că mi se pare că trebuie să iei mâncare de acolo, de la intrare. Vedeți că băiatul ăla îi hrănește și uitați-vă cât de mult sunt. Eu o să mă întorc un pic, pentru că am mai văzut un pod mic și drăguț aici, în partea stângă, și vreau să văd despre ce este vorba. Uitați-vă cât de tare arată bambusul verde. Wow. Ei, de-aia folosesc bambusul ăsta, păi e super solid. Wow. Pare făcut din, nici nu știu, din beton. Dar acum când e verde, arată ca o bucată de plastic de PVC. Opa. Hei. Popodul ăsta nu cred că se poate merge, e cam degradat. Oare fac vreo prostie? Da, categoric, nu uitați-vă acolo cum e. Eu nu știu dacă mai merge cineva pe podul ăsta. Așa că o să mă întorc, n-o să risc că nu vreau să fac baie astăzi. Parcă aici este un alt lac. Pare să fie și aici pești. Acum nu știu dacă comunică cu celălalt, dar eu cred că comunică între ele. Haideți să ne întoarcem pe podul pe care am fost mai devreme un pic. Să mergem în capătul celălalt de unde am venit. Foarte interesant să mergi pe podul ăsta așa, să miște cu tine, să-ți dea un pic de emoții. Încalci pe el, te aruncă în sus. Și aici ne intersectăm cu un alt pod. O să mergem în partea stângă, în dreaptă. Un pic greu să mergi pe acest pod. Nu știu de ce am impresia că numai eu merg pe podul ăsta. Aici pare va arăta ca o mică junglă și aici am ajuns într-un loc în care cu siguranță nu trebuia să fiu. Da, eu cred că podul ăsta este doar pentru acești oameni care locuiesc aici, nu pentru vizitatori, nu știu ce caut eu pe el. Aici mai avem și această construcție care la fel pare a fi construită doar din cărămidă și este atât de bine construită încât, nu știu, pereții ăștia par super, super drept și colțurile la fel par perfect făcute.
cam atât din acest loc. Aici am ajuns înapoi la intrare. Vedeți? Mai devreme un pic am fost exact ca acest copil. Mi-am adus aminte ce înseamnă acest cuvânt care este acolo. Înseamnă porumbei. Și chestia asta mi-am amintit-o acum când am venit să filmez cu telefonul pentru celălalt canal de YouTube. Nu știu cum am uitat din nou la cuvânt și instant mi-a venit în cap traducerea în română de porumbei. Da. Eh, ce să fac? Câteodată și haide să vă arăt peștii. Că au luat acești băieți mâncare să-i hrănească. Uitați-vă la ei cât de mari sunt. Li se văd doar mustățile. Sunt foarte caragioși. Și uitați-vă cât de mari sunt unii. Au cel puțin un metru. Un alt templu pe care l-am găsit mergând, nu l-aveam în plan. Și am zis să mă opresc să vi-l arăt și vouă, să-l văd și eu. Pentru că mi se pare că arată un pic diferit față de templele pe care le-am mai văzut până acum. Cel puțin intrarea este diferită, foarte diferită, aș spune. Și cum intrăm, ne întâmplăm în acest altar. Bineînțeles, nelipsitul monument. Se pare că în spate este templul. Haideți să aruncăm și noi o privire asupra lui. Da, se pare că templul este foarte simplu. Intrarea arăta mult mai bine. Adică era mult mai colorată, părea mult mai vie și avea foarte multe detalii, foarte mulți dragoni, foarte multe animale colorate. Mi-a plăcut super mult intrarea. Gata, a venit momentul să iau pauză pentru astăzi, sunt foarte obosit, astăzi am mers 24 de kilometri pe jos. Și o să rămân aici, în această zonă, pentru că îmi place, sunt foarte mulți oameni și continuă să vină din toate direcțiile. Și poate am norocul să aprindă luminițele astea puține care sunt acum pe aici, să le văd și eu, să mă bucur și eu ceva mai mult de această zi obositoare de care am avut parte. Bineînțeles, o zi obositoare, dar o zi foarte, foarte frumoasă. A fost un pic ciudată ziua asta pentru simplu fapt că am vizitat în mare parte doar temple, sau cred că au fost doar temple, nici nu mai amintesc la câte temple am văzut astăzi. Sunt derutat total. Gata, ne vedem mâine!